Se lasă seara, așa că am să vă explic pe scurt ce vom face astăzi. Vedeți deja aici, vom face un mic upgrade, dacă voi ziceți că e upgrade sau nu, bineînțeles. Aici se află niște plăcuțe de frână Brembo, pentru că sunt cele mai bune de pe piață acum. Și da, după cum v-ați dat seama, astăzi schimbăm plăcuțele de frână și vă voi arăta cum să le schimbați. Asta este o pastă de cupru anti-înțepenire. Aici avem o pastă pentru înțepenire, cum s-ar zice, dar e medium, nu e cea mai puternică, e medium strength, așa să vedem dacă, așa. Aici am niște șervețele umede, un brake cleaner, aici am un breaker bar, sau asta apropo este de 17 pentru că am jante de BMW pe ele, dar normal la un Renault Trafic ar fi de 19 tubulara. Iar acesta este o tubulară de 13 pentru cele două șuruburi pe care le veți găsi în spatele frânei. Mai apoi avem unealta care, prin care veți presa înapoi cilindrii. Sunt doi cilindri la Trafic, la Renault Trafic, cei care împing plăcuțele de frână. Bineînțeles, o tubulară cu prelungire ca să ne facă viața mai ușoară, pentru că încă nu avem unelte pe aer sau electrice. Bineînțeles, două cricuri. Două standuri, mai degrabă, nu cricuri. Am avut nevoie doar de unul pentru că am folosit chestia asta. Nu am de la pneumatic, nu am cric pneumatic, așa că ăsta e un pain in the cur. Și l-am lăsat pe ăsta în loc, după cum vedeți, vede, are biluța asta aici, intră pe desubt. Nu pot să mă bag acum că e foarte murdar, are o gaură tot așa. Și se înțepenește. Dacă aveam cric de la pneumatic, care au serviciile profesioniste, puneam două și rezolvam treaba una, două. Dar așa prefer să pun ăsta și încă un suport să țină mașina în stabil, să țină mașina stabilă, pentru că asta e destul de grea și da, nu vrem să riscăm vreun incident. Bineînțeles, nu uitați de safety, de siguranța voastră. Eu am proptit o roată aici, să vede că s-a mișcat un pic când am întors roata, să o pun înapoi. Am pus roata de rezervă aici, una dintre ele, iar când voi scoate una, când voi scoate janta, o voi pune sub mașină pentru o extra siguranță. Nu ai niciodată îndeajunsă siguranță. Eu am luat-o deja înainte și ca să mă asigur că am făcut treaba bună și am schimbat pe partea asta la altă. Bineînțeles, astăzi e duminică și dacă vreau să vă dau un sfat prietenesc, aș spune să nu faceți nimic la mașină duminică, pentru că deja am rupt un șurub, șurubelul ăsta mic. Ghiciți unde l-am rupt exact în unul dintre, cum îi spune, caliper. În fine, o ținem așa până la sfârșit, poate mi-am amintesc. L-am rupt în caliper și am avut mare noroc că am putut să-l pescuiesc. L-am scos cu patentul, ușor, ușor, și a ieșit din suport. Dacă nu, eram, cum s-ar zice, screwed în engleză, eram înșurubați. Să vă arăt plăcuțele de frână, să vedeți și voi despre ce este vorba. Să văd de unde se deschide. Este chiar Brembo, originale. Au fost puțin costisitoare, dar am avut un cod de discount. De exemplu, pentru două plăcuțe, pentru un set de plăcuțe de frână. Vă uitați în jur la 54 de pounds, Brembo mă refer, pentru dubă, bineînțeles, uitați-vă și voi cât de sănătoase, scrie Brembo pe ele, nu că aș avea ceva de câștigat. Iar aici să vă dați seama despre ce e vorba, cum arată un șurub normal și ce a rămas din celălalt, unde l-am prăpădit pe aici. Și aici. Și asta. Ia uitați-vă diferența. L-am înjumătățit practic, dar am avut noroc și l-am pescuit cum trebuie. Da. O să vă arăt pe parcurs despre ce este vorba și cum să facem. Voi face pe fast forward, ca până acum. Tot ca măsură de siguranță, încercați să desfiletați toate șuruburile când mașina este pe sol și nu când este în aer, pentru a evita neplăcerile vieții. Așadar, da. Evident, nu le desfaceți de tot, doar faceți munca grea. Practic, sunt doar două șuruburi de desfiletat, le voi desfileta pe rând. Aveți nevoie pentru asta de cea de 13. Pentru asta veți avea nevoie de tubulara de 13, le voi desface ușor. Și, bineînțeles, vă voi arăta cum să faceți asta, tot un fast forward. Am fost foarte intimidat de treaba asta la început, am zis că
nu o voi face niciodată, voi lăsa pe cei de la serviciu să rezolve treaba, iar când am fost să-i întreb cam cât m-ar costa să-mi schimbe cu tot cu manoperă și, bineînțeles, cu piesa în sine, cu plăcuțile în sine, mă ajungea undeva la 188 de lire și am zis că asta mă motivează de ajuns să o fac singur. Bineînțeles, doar plăcuțele nu urmau ei să-mi pună Brembo, asta sunt sigur, urmau să-mi pună cele mai ieftine, dar datorită faptului că eu conduc mașina asta, duba asta, pe Dubex, să-l conduc în fiecare zi, merită extra pounds. În fine, să-i dăm drumul la treabă, când a ajuns cu vorbărea, că mi-am luat avânt și da, fast forward. Dacă vă întrebați cine a văzut primul videoclip cu Dubex, știe că am pomenit despre Wobble Bolt și dacă vă întrebați cum arată, este ceva de genul. Practic, această piuliță se mișcă, după cum puteți vedea, se mișcă și asta, practic, din 15 zone îi permite din 118 care are PCD-ul Renault Trafico să devină 120 și să potrivească jantele pentru BMW. După cum puteți vedea, asta este distanțierul. E vai de mama lui, e un material foarte prost. Ce vă așteptați de la piesele cumpărate pe eBay? Cam așa arată. Da, de data asta nu am făcut rabat. Bineînțeles, să-și face treaba, îmi distanțează roata și nimic mai mult. Da, și de data asta, cum vă spuneam, am cumpărat Brembo pentru că contează calitatea. Aici avem cele două șuruburi. Unu și încă unul jos, aici, care vor fi înlocuite oricum. După cum vă spuneam mai devreme, am rupt pe cel de sus din partea aialaltă și am avut mare noroc că am reușit să-l pescuiesc. Voi începe prin a desface cel de sus, îl voi înlocui, vă voi arăta la ce folosim pasta de cupru. De fapt, vom unge, este o tijă mică aici, nu știu cum îi spune. V-am spus și mai devreme, nu sunt mecanic, iar cei care știți cum se numește această tijă, informați-mă și pe mine. Vă scoate șurubul de aici. Bineînțeles, v-am spus, îl vom înlocui. Vom unge cu pasta de cupru tija respectivă, care face, practic, îi vom face deplasarea mai ușoară prin ungere. Șurub nu îl vom mai folosi, vom folosi unul nou și vom folosi pasta care v-am arătat-o, care ajută la înțepenirea șurubului. Una e ca să nu se înțepenească și cealaltă e să se înțepenească. Cea albastră și da, e medium strength, e de putere medie, deci nu va rămâne blocat acest șurub. Anyway, ăsta îl aruncăm. Cam așa arată cele uzate, deja nu mai erau eficiente, vă spun sigur. Și cam așa arată cele noi, să vedeți și voi diferența între ele, e o diferență colosală, da, cele noi aici și cele vechi aici. Nu le aruncați din prima, pentru că vom folosi plăcuțele să împingem aceste două pistonașe în spate, dar mai întâi va trebui să le curățăm puțin, de aia avem nevoie de spray-ul de curățare, de frâne, bineînțeles, pentru că, da, trebuie să curățăm tot acest cauciuc, pentru că îl vom împinge înapoi și, practic, nu vreți să împingeți tot acest praf și mizerie înăuntrul cilindrului. Aici va veni partea interesantă, unde vom avea nevoie de ustensila aia mișto, să zicem așa, și vom împinge cele două și vom împinge cei doi cilindri la locul lor, pentru a crea spațiu unde a ajuns pentru noile plăcuțe de frână.
Și cam așa arată când sunt presate înapoi aici. De asta vă spuneam, tot acest cauciuc se ducea înăuntru cu tot cu praful ăla de frână, bineînțeles adunat de mii și mii de kilometri. Acum vom folosi înapoi spray-ul să curățăm aici, că vom monta frânele cele noi. Aici avem două șuruburi noi. După cum v-am spus, vom arunca celelalte două, le vom folosi pe cele noi. Cred că așa trebuie, de altfel nu mi le puneau în pachetel. Practic nu puteți da greș, nu le puteți pune invers, ele așa se montează, așa că nu aveți cum să dați greș, să le montați invers, că nu intră. Hai. Anti-seize, punem un pic pe vârf, e de ajuns. Era să uit complet, deja asta, după cum puteți vedea, are o mișcare, iar noi trebuie să o ajutăm să o lubrifie puțin. O tragem și voilà. Trebuie curățată și aceasta cu spray cleaner. Am aplicat un pic de pastă și pe asta. Vom aplica înăuntru, unge un pic. Ia uitați acum cât de ușor se mișcă. Și cam așa arată produsul final, ați văzut cum le-am pus, plăcuțele noi. Tot ce mai rămâne de făcut este să punem janta înapoi, să coborăm mașina de pe cric și da. Între timp s-a lăsat și seara, am terminat de pus roata înapoi, am strâns toate șuruburile, după cum v-am spus, după ce dați mașina jos de pe cric. Și urmează să dau o tură cu ea, să văd cum se simte cu frânele cele noi. Bineînțeles, noi ne oprim aici. Sper că acest videoclip v-a fost util și, bineînțeles, dacă v-a plăcut, lăsați un like mai jos, un comentariu și, bineînțeles, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, #forinvlogs. După cum v-am învățat până acum, până data viitoare, v-am salutat!